copilul nostru drag. La mulți ani azi pentru tine. Noi te iubim din suflet și trăim doar pentru tine. De ziua ta acum știe și bunul Dumnezeu cât te iubim de mult, mama ta și tatăl tău. Ca părinții tăi nimeni nu îți va spune dulce la mulți ani, cel mai frumos copil din lume. La mulți ani și sănătate, fericire zi și noapte, și tot ce vrei de la viață, puiul nostru să ai parte. Cineva care te iubește mult s-a gândit la tine și ne-a trimis cu daruri. Cine să fie acea fată care a vorbit cu noi? Mama e și cu tataie. Mama e și cu tataie? Bă, bă, e sigur? Păi care păi tine că ai mult mama și tataie? Eu te-am întrebat de o fată, cu noi o fată a vorbit. Mai tare ca aici. Nu, ca aici la Negoi nu se mănâncă de dimineață, n-are putere. Eu sunt sigur, mama e și tata. Păi și fata de a vorbi cu noi cine e? Păi nu știu. Păi la cei 10 anișori ai tăi, astăzi. Care mama e și tata? Nu ai, nu ai, o, nu ai o iubită, ceva, nimic? Decât o prietenă. O prietenă? Păi și cum o cheamă? Poate o avem aici în felicitare. Bianca. Bianca? Nu, hai să vedem, citim acum mesajul. O să las eu tortulețul aici. O tulet cu dulciuri și fructe avem pentru tine. Ia, mami, ia-l în brațe. Sărbătorești momentul ăsta, nu? Da. Păi și Bianca e pe aici, nu e? Nu, nu înțeles. Păi problema că acum te aude. Acolo unde e ajunsă. Hai să vedem dacă la finalul felicitării cine să fie. Baloanele se răție băiatul. Da. Ia cu-ți bine tu, mama, e baloane. Pune-o și acolo ajuns, că-ți pieri glasul de tot. Vorbește tare că... Acum rămânem la prietenă, la Bianca, sau la cine rămânem? O cheamă Bianca, o cheamă Sara. Aoleu, are mai multe! Cum să... Păi ce mânte mai ești cu Sara? Aoleu, rușinară-n copilul. Raul, intragi la mijloc. P-ai promis și la o fată și la cealaltă. Acum cum le scoți la capăt? Nu-i problemă că aici în felicitare avem al nostru Raul. Astăzi, cu ocazia zilei tale de naștere, noi îți dorim multă sănătate, bucurii nenumărate, copilărie fericită, ca în povești. Oriunde viața te-ar duce, fii mereu curajos și puternic. Să știi mereu că ești mai inteligent și capabil să realizezi tot ceea ce îți dorești. Îți dorim din toată inima ca această zi să fie cea mai frumoasă din viața ta și să te bucuri de ea alături de cei dragi. La mulți ani! Cu drag, din partea bunicilor Marian și Ana. Deci avem al treilea nume! Iubim să fie cu minte, să învețe, să facă treabă. Lasă că la băiatul aici. Cu tot respectul, cât o v-am trăit, noi îl subținem. Bun, îmbrățișare și pupii cu bunicul. Și mama e. Și mama e. Dorim multă sănătate, să fii cu minte, să crești mare și frumos, să ne asculți și te iubim. Acum o să ascultăm o melodie dedicată ție și după aceea o să invităm cine mai are câte ceva de spus să vin aici alături de tine. Ia și muzică ți-a Aștept.
la băiat fiecare. Haideți cu toții. Băi, lăsați. Hai la băia, Gagarine! Hai la băia, la Raul! La nepotul pe alea, la Raul! Și pupicul, și pupicul! Hai la băia, pe alea! Să fie cu minte. La mulți ani să fii sănătos. Nu prea-l nimeri răți. Ba da, nu e deștept, dar nu e... Pai, mă? Mă! Păi și... Să-ți spui pe mamaie, pe tataie, să înveți. Și tu, lasă oile și vacile. Bun! Mama lui. Stai cu lui. Să fii nipotul meu de aur. Să fii cu minte, să rămâi în jurul lumea și Maloa și pe Maie, pe Taie, tu să-i asculți că ăștia ce-a crescut, nu tatu și mărta. Și te rog frumos, tu să stai la mâna lui Taie tău. Ăsta e bancher. Bă, da, să stai la mâna lui să muncească. Să fii sănătos, să fii cu minte, să l-a spus pe tataie tău, pe mama era, să stai cu ei acasă, cu adevărat, să-i asculți. Ha, să bun. Zic să fie cu minte, să învețe să vorbească. Spune-i lui, nu-mi spune mie. Să învețe să vorbească frumos și să învețe să citească. Bun, hai cu pupicul. Așa. Tu ai unul start. Să înveți să vorbești frumos, să rămâi în jur. Să pui mâna să vezi carte, da? Așa. Vă plăciniți acum. Mă stiu mamaie tataie tău. Să vezi că a făcut surpriză. Așa. Să nu mai ieși pe tataie tău. Ai auzit? Ia fii atent că vine ea. L-au născut toți într-o lună. Cine se mai recunoaște un alt sărbătorit? Nu, cum te numești? Ia să vedem. Mădălina. Mădălina și faci astăzi? 12 anișori, avem și pentru tine câteva daruri de la cineva care te iubește. Păi, tu mai plânge. Mădălina, draga mea, cei care ne-au invitat aici alături de tine au vrut să-ți aducă o bucurie. Da? Da. Păi de ce plânge? De ce, iubita mea? Tu știi că mami și cu tati te iubesc foarte tare. Pe toți trei vă iubesc. Și nu o să poată face diferență vreodată. Chiar dacă sunt băieți, tu ești fată, fiecare aveți locul vostru special. Da? Da. Uite, avem aici tortuletul tău de 12. Șampania. Și, bineînțeles, baloane, ca să ai să te joci cu frățiorul. Ne-a ajuns tu acum, da? Așa. Acum... Nu mai plângem astăzi, da? Trebuie să fie cu dințișuri, trebuie să fie cu bucurie. Uite că de totul, că ea plânge aici, vezi? Hai, mă, Mădălina! Drăguță! Să-ți treagă emoția!
Drăguță? Sau ți-a zis? Și cine să fie? Părinții? Părinții? Bunici? Nu știu. Bunicii? Hai să vedem cine se semnează la final. Draga noastră, Mădălina, astăzi mai adaugi un trandafir în buchetul vieții tale. Și azi, mai mult ca niciodată, îți dorim să te bucuri de această zi alături de cei dragi. Te iubim enorm. Și ne dorim pentru viitorul tău tot ce este mai bun și mai frumos. Să crești mare și cu minte. Mulți ani de acum înainte. Să ai parte de fericire, sănătate și iubire. De tot ce e mai bun pe lume. Te iubim foarte mult. La mulți ani, cu drag, din partea bunicilor Marian și Ana. Bunicii se semnează și în felicitarea ta. Bunicii au vrut să vă aducă o emoție așa. Bun, da. Și îți promit că nu te mai supăr niciodată. Bravo. Hai cu îmbrățișarea și pupicula surioară. Și multă sănătate, să fie cu minte, să ne asculte. Să iau un bărbat frumos, să nu le iau urât. Bun, bunicul îmbrățișare și pupic la nepoțică. Nepoțică parfumată pentru tine de la bunici. Să fie fericită în viață. Să fie cu minte, să le asculte. Doamnă, păi ce facem? Abia ai trecut plânsul la fată. Haideți cu pupicul. Urmă. Hai cu pupici! O, pe iar păcurăm fata să... Hai, tati, hai! Mami, păi ce facem? Bun. Îți urăm pace să fie bune. Zic că pentru cine mușim? Și pentru Cosmin. Nu?
Sunt toate cele bune și pentru ei lucrăm. Pentru ei ne zbatem în orice punct de vedere. Bun, și pupicul la fată? Bun. Toată la mulți ani, să fii cu minte, să o ascult pe mamaie, pe tataie, pe tată, pe mamaie. Multă sănătate. Bun. Nu. Nu te mișcă cu poartă, de la ta frâns. Bun. Ce le fata e imoțată. Să mai fericit și te iubesc mult. Pune-i bine și tu. Bun. Hai că mai avem o trânătură și pe el. Hai Iza și tu. Păi da. Sănătoasă. Fii iubită. Să fii cu minte, ascultă mami și pe tati. Și să nu ce mari de mică, să mai stai. Pe mama, să-i ascult. Să fii sănătoasă, i-a spus că dacă tu i-ascult, e un bărbat cu minte. Să e băiatul meu. Ce? Ne poate să trâng, frumoasă și mândră, și să ascult pe tataie, pe măta și pe tatu. Să fii cu minte, că tu vei ajunge bine. Ca și tataie de valoare și pe mine și pe Cuza. Bun. Așa e? Bun, hai cu pupicul. Bun. Tataie. Nu te sănătate, tata mea, fericire. Hai de valoare, că sunt de valoare, să nu sunt. Bun. Spune-i la fată. La mulți ani, Mădălino, să ascultă mă tăi, tatu, și să înveți bine. Bun, pupicu. Și îmbrățișarea. Așa. Aici a fost ziua cuiva în casa aceasta și cineva a vrut să nu treacă lucrul ăsta neobservat. Da. Pentru dumneavoastră avem o floritică, avem un tablou, da, cine să le fi făcut toate lucrurile? Domnul soț, mai mult ca sigur. Pentru mine florile a făcut. Cu dumneavoastră, să vă spun din partea, cine s-a gândit la dumneavoastră? Băiatul meu Florin, cu nori mea mare. Dragă mamă, nu avem cuvinte suficient de mari cu care am putea să-ți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Îți mulțumim că ne-ai crescut pe noi și copiii noștri. Ne-ai educat, ne-ai iubit mai presus de viața ta. Ai tăi copii, Florin, Nora Cristina și nepoții Ionuț și Carlos. Bravo! Bun! Ce să-i spui? Iubesc mult copiii. Pe doamna, pe doamna. Și doamna la fel. Așa, mai ocolit. Să fie puternică de muncă, să ducă. Neapărat de muncă, da. Bun, aplauze. Bun.
Doamna cu zâmbet, doamna cu zâmbet. Spune-i dumneai, nu spune mie. Nu, fără de ăștia. Bun îmbrățișare și pupicu. Bun. Îmi doresc multă sănătate și îi mulțumesc pentru tot ce mi-a făcut. Dar n-avem voie cu plâns. Păi ce facem? O facem pe mama soacră să plângă? N-a fost o soacră, a fost ca o mamă pentru mine. Va rămâne mereu în continuare. Bun, îmbrățișare și pupicu. Hai să vedem. Bun, că... Spune-i dumneai. Să fie sănătoasă. Dacă e sănătos, nu pot să mai iau de la ei. Mai îmi dă și mie. Bun, îmbrățișare și pupicu. De ce acolo să crezi care nu știu? Care nu știu? Să le urez toate cele bune. Spune-le lor, nu spune mie. Îi iubesc prea mult. E părinții mei. Sunt un copil mai nezdrăbant. Că m-am permis până acum. Mă mulțumesc foarte mult la părinții mei pentru că ei mă susține. Orice aș face, tata mă subține, pentru că are bani și de-aia mă răspăț. Bun. Bun, păi... Bun. Dar el stă ce la mulți ani. E prietena mea, n-am ce să-i spun. Bun. Cine vine când are nevoie? Hai, Carlo. Floarea, și-o bată floarea. Da, știi, ia-mi ce-mi place. Da, place. Bun. Ce telefon portare aia? Dacă nu ești live, mă supăr. Ești live? Cum nu ești live? De ce faci acolo? De cu filmezi? Vezi tu ceva? Mamaie, îți mulțumesc că m-ai crescut. Uită-te la mamaie. Sănătate multă. Îți mulțumesc. Și pupicu. Te iubesc. Hai, bun! Trăiască, mulți să-mi trăiască, la mulți ani! Mulți să-mi trăiască, mulți să-mi trăiască, la mulți ani! Mulți să-mi trăiască, mulți să-mi trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, Mădălina să trăiască și mădălina să trăiască la mulți ani. Vă puneți o dorință în gând și suflați tare în lumânări. Bravo! Aplauze! Bun! Bun. Cum te simți la 10? Împliniți și demonstrați? Cum te simți? Da un pic mai tare. Bun. Păi și cum se face că veni surpriza de la bunici și tu când pusești dorința te gândești la fata aia de la școală? Nu? Nu? Mai tare că ai mâncat.
La nepoata, la... Tu cum te simți la 12? Împlini și demonstrați? Bun, drag, de fapt și de drept, ție ți-e necaz că nu fugi de la băiatul respectiv și fugi de la bunici, de aia și plânsești de necaz. Ioane, ce mai tare. Că nu se auge. Bun. Copilul nostru drag, la mulți ani azi pentru tine. Noi te iubim din suflet și trăim doar pentru tine. De ziua ta acum ești bunul Dumnezeu. Cât te iubim de mult, mama ta și tatăl tău. Ca părinții tăi nimeni nu îți va spune mulți ani, cel mai frumos copil din lume. La mulți ani și sănătate, fericire zi și noapte, și tot ce vrei de la viață, puiul nostru să ai parte. Vrei de la